Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Mulțumim pentru ce ai făcut de noi! După ce vor fi primiți cu țuică de smochine specifică locului sau cu șampanie, turiștii se vor bucura în această pensiune de un sejur ca de poveste. Cu foc de tabără, ouă încondeiate, drumeții și masă câmpenească, dar și de slujba de înviere. Anul acesta am încercat să creăm o poveste despre clisura Dunării, despre tradițiile și obiceiurile din zona noastră. Oaspeții noștri vin de vineri, vom întâmpina cu micul mare, cu țuică de smochine și cu pâine caldă. Apoi vor participa împreună la un atelier de creație, încondeiem ouăle și atât facem coșulețe, cât și ouă din lut. În clisură s-au deschis și centre spa moderne, așa că sunt și români care au făcut o astfel de alegere. Cu rezervările de pași stăm foarte bine, adică avem un grad de ocupare de 100%. Am plecat cu tarifele de 600 de lei pe noapte, minim 3 nopți, a fost pachetul de 1800 de lei. Un festin cu bunătăți tradiționale din miel și nici peștele specific zonei nu vor lipsi din meniul pregătit pentru desfătarea din sejurul de Paște. Petrecerea timpului liber este la alegere, iar soluțiile sunt diverse. Așteptăm clienții noștri cu produse tradiționale de Paște. În noaptea de înviere îi așteptăm cu pască, cu cozonaci, cu ouă roșii, cu țuică, cu slăninuță, cu caș. Prima zi de Paște pregătim ciorbiță de miel, stufa de miel, friptură de miel, drob, cozonaci, tot ce ține de sărbătorile pascale. Pe lângă preparatele culinare care le-am pregătit, plus degustări de vinuri, de brânzeturi și berbecuțul la proțap, turiștii noștri se vor putea bucura de frumusețea Dunării, de croaziere cu barca, de vizitarea monumentelor istorice și ale ruinelor cetăților care se află în zona noastră, precum și drumeții pe Ciucarul Mare și zona Trescovăț. Semnificația profundă a sărbătorii Învierii Domnului și slujba din noaptea de Paște pot fi trăite din plin la cele trei mănăstiri, unde credincioșii își pot găsi și liniștea. Turiștii se transformă cu venirea lor aici și în credincioși care participă la Sfintele Slujbe și pot vizita această zonă care este superbă și încântă ochiul și nu numai, și sufletul, și pot vizita mănăstiri foarte vechi, cum ar fi mănăstirea Vodița, înființată de Sfântul Nicodim înaintea mănăstirii Tismana. Mai pot vizita, pe lângă mănăstirea noastră, mănăstirea Mraconia. Deși multe dintre pensiuni sunt rezervate la întreaga capacitate, proprietarii spun că turiștii care nu și-au rezervat o vacanță mai pot găsi locuri dacă se grăbesc.